Ucrainenii au decis să demoleze un monument aflat în centrul Kievului, ce reprezenta unitatea dintre Ucraina și Rusia, după atrocitățile comise de armata lui Putin asupra țării sale. Construit în 1982, monumentul Prietenia Popoarelor, care simboliza pacea dintre cele două țări, este format dintr-un arc format din foi de titan, sub forma unui curcubeu imens, o sculptură din bronz a doi muncitori și o sculptură din granit cu o scenă din Pereaslav Rada. Doar sculptura din bronz a celor doi muncitori a fost demontată. Aceasta va fi redenumită și evidențiată în culorile drapelului ucrainean. Nu-ți ucizi fratele, nu-ți violezi sora, nu distrugi țara prietenului tău. De aceea astăzi am demontat acest monument creat cândva în semn de prietenie între Ucraina și Rusia, a fost mesajul lui Volodymyr Klitschko după demolarea monumentului. Provocările pe care le trăim zi de zi sunt mai importante decât viețile noastre, dar suntem mai puternici știind că avem susținerea noastră. E nevoie de tot ajutorul vostru pentru mamele, tații și copiii din Ucraina. Vă rog să nu vă opriți, avem nevoie de voi mai mult ca oricând, a spus Vladimir Klitschko.